Totul a început în urmă cu câteva luni, când o echipă de la Ministerul Culturii, printre care și arhitectul Sergiu Nistor, vizita județul Dâmbovița, monumentele istorice importante. Atunci s-a născut ideea de a elabora o strategie județeană de punere în valoare obiectivelor culturale și naturale. Consider că este momentul ca să le arătăm și celor din afara județului Dâmbovița ce frumuseți naturale avem, începând cu Curtea Domnească, Palatul Potloci, Mănăstirea Dealului și alte mănăstiri și biserici de patrimoniu din județul Dâmbovița, precum și zona naturală, dacă vreți, începând cu Babele și Sfinxul din Masivul Bucești, Zimbrăria de la Bucșanie, apoi siturile naturale de la Corbi Mari, Vișina și așa mai departe. Arhitectul Sergiu Nistor a coordonat și proiectul Sibiu, Capitală Culturală Europeană, proiect care a clasat orașul în topul celor mai vizitate. În 2007-2008 Sibiu a avut acest privilegiu. A fost un proiect de succes. Datorită acestui proiect, Sibiu a intrat pe harta marilor orașe culturale europene. Domnia sa, împreună cu o echipă, a condus acest proiect, a manageriat acest proiect și, din punctul meu de vedere și al sutelor de mii de turiști care au beneficiat de proiect și cred că și al sibienilor, proiectul a fost unul de succes. Acum a venit rândul județului Dâmbovița să devină cunoscut. Dâmbovița este unul dintre județele bogate în patrimoniu. Are în lista din 2010, atenție că lista monumentelor s-a reînnoit conform legii în 2010, e o nouă ediție cu clasările, declasările și ce s-a mai întâmplat în listă între 2004 și 2010. Deci în această listă avem 1238 de poziții în lista monumentelor, dintre care monumente 981, deci obiecte, poziții individuale, 79% sunt monumente, 18% sunt situri, și un număr de 40, respectiv 3% sunt ansambluri.